Ianache are la dispoziție întreg lotul de jucători, nu sunt probleme cu jucători suspendați sau accidentați. Lovitura de începere a oaspeții, echipament albastru deschis, tricouri albastru închis, blomaren shorturile. Iar etapa și gol acum! Gol pentru Hermannstadt! Revedem acum eroarea. Jucătorii care azi sunt rezerve. Aici o șansă și este gol! Gol pentru Chindia! Intrarea pe teren, revedem centrarea lui Martac. Mingea este lovită de Florea. Minutul 75, niciun cartonaș galben arătat de arbitru Marian Barbu și gol! Gol pentru Sibiu! Încă o dată, centrarea foarte bună a lui Opruț. Mingea trimisă perfect cu cap pentru Văduț. Din nou Liviu Mihai, minge ajunge la Iameogu, centrare în fața porții! Ce șansă ratează Chindia în prelungirile acestei partide, se termină 2-1.